Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. La Europa FM stăm de vorbă cu specialiștii pentru starea noastră de bine și încercăm să învățăm cum putem să avem mai bine grijă de sănătatea noastră, astfel încât să fim bine pe termen lung și chiar și atunci când avem o problemă să reușim să o ținem sub control. Facem acest lucru astăzi cu ajutorul domnului dr. Ștefan Dumitrache Rujinski, este medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din București. Bun venit la Europa FM! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Discuția noastră vine în contextul unei campanii ceva mai ample, se numește Asm Controlat, o campanie de informare cu privire la astmul ușor și moderat și impactul asupra pacienților, care se desfășoară cu susținerea Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice și a Societății Române de Pneumologie. Și am pomenit cuvântul sau construcția magică Asm Controlat. Ce înseamnă Asm Controlat? Astmul face parte din categoria bolilor obstructive pulmonare, care de obicei afectează pacienții tineri, dar nu numai. Există și astm cu debut tardiv. Asta o spun spre diferență mare cu cealaltă boală obstructivă pulmonară prevalentă, care este strict legată de fumat, sau în care fumatul este factorul de risc principal și care se denumește bronhopneumopatia obstructivă cronică. Sunt două boli care, din punct de vedere funcțional respirator, cel puțin într-un anumit stadiu, ele sunt foarte greu de diferențiat. Ce înseamnă astmul? Astmul este o boală care este o boală obstructivă pulmonară, care în momentul în care ești în afara crizei, n-ar trebui să ai absolut niciun simptom. Există perioade de acutizare a simptomelor, care înseamnă în special tuse, respirație șuierătoare, senzație de apăsare pe torace, de constricție toracică și ceea ce medicii denumesc dispnee sau wheezing, acea respirație șuierătoare și care apar în perioade care pot fi mai scurte sau mai lungi, dar foarte important, sunt separate de perioade de stare de perfectă sănătate. Cel puțin în astmul care nu este netratat de foarte mult timp. Astfel încât un astm controlat, practic, înseamnă un astm care să nu aibă aceste perioade de acutizare. Iar cu tratament, un pacient care are astm trebuie de fapt să uite că are astm, dar să nu uite să-și ia medicația. Adică dacă își ia medicația, practic este un pacient care este un pacient care nu are niciun simptom. Există sportivi de performanță, mari tenismeni, alergători de 100 de metri, campioni mondiali, care au astm și care au fost capabili de aceste performanțe urmând un tratament așa cum li s-a fost prescris de către medic. Cred că ați punctat foarte interesant că poți să uiți că ai astm și uitând că ai astm, probabil că este foarte ușor de uitat și că ar trebui să ții sub control acest astm. Ce ar trebui să facă un pacient în momentul în care a fost diagnosticat astfel? Care ar fi pașii de urmat? Foarte bună remarca. Astmul, deși de obicei evoluează în aceste pusee care din punct de vedere medical se cheamă exacerbări, este o boală cronică. Reprezintă o inflamație cronică a arborelui bronșic, o inflamație cu un anumit tip de celule din sânge care se cheamă eozinofile și care, pentru că este cronică, ea nu se vindecă. Ea există, dar poate fi ținută în frâu, ca să spun așa, de o medicație care acționează împotriva acestui tip de celule, împotriva acestor eozinofile și care este reprezentată de o medicație de tip corticosteroid. Și de obicei este o medicație care se administrează inhalator. Aici este un mare progres care s-a făcut în medicină. Există o medicație care în doze foarte mici, administrată pe cale inhalatorie, ajunge la nivelul plămânului, la nivelul bronșilor, unde acționează asupra acestei inflamații în doze foarte mici, astfel încât ele nu dau acele efecte secundare nedorite care există dacă am luat această medicație ca un comprimat. El se ajungă în stomac, din stomac se absorbe în sânge, din sânge ajunge în ficat, iar și de aici, în final, tot în sânge, ajunge în plămân, dar și în alte organe. Medicația în astm este o medicație care se administrează inhalator, astfel încât în doze foarte mici ajunge acolo unde trebuie.
iar dacă este luată conform unei prescripții și în dozele și cu regularitatea care este prescrisă de către medic, practic acel pacient nu mai are niciun simptom sau așa ar trebui să fie. Pentru că vorbim aici despre astmul care este ușor sau moderat. În momentul în care un pacient este diagnosticat cu ASP și ajunge la un specialist, la ce parametri este atent un medic atunci când urmărește evoluția bolii și stabilește un tratament corect? Păi, în primul rând, exact la ceea ce am menționat, la aceste simptome, simptome care înseamnă tuse, înseamnă perioade de respirație șuierătoare sau de lipsă de aer, de numărul de medicație la nevoie. În momentul în care pacientul are o lipsă acută de respirație, el folosește un tratament tot inhalator, bronhodilatator, care se numește un tratament la nevoie, în afara tratamentului obișnuit pe care trebuie să-l ia, și atunci numărul de aceste pufuri de tratament la nevoie sunt un alt element care arată controlul astmului. Adică dacă am folosit, de exemplu, mai mult de două pufuri de medicație de aceasta de ușurare la nevoie pe săptămână, se cheamă că astmul meu începe să fie necontrolat. Adică că această inflamație cu eozinofile bronșică nu mai este ținută în frâu de medicația pe care mi-o administrez în mod cronic. Deci, practic, numărul de simptome pe care l-am pe săptămână, trebuie să am mai puțin de două crize pe săptămână, să folosesc mai puțin de două pufuri de medicație care îmi ușurează simptomele pe săptămână. Foarte important să nu mă trezesc noaptea datorită unor simptome de ASP, adică cu criză de respirație, lipsă de aer, respirația aceea șurăitoare, deci nici o trezire nocturnă nu trebuie să am. Și de asemenea, dacă se poate, să am și o probă funcțională normală, adică să am o explorare funcțională respiratorie, care se face printr-un test special, se cheamă spirometrie, și care mi-arată că volumele mele pulmonare sunt în limitele normale, corespunzător cu vârsta, sexul, înălțimea, greutate. Deci dacă am și funcție pulmonară normală, folosesc mai puțin de două ori pe săptămână medicație de ușurare, nu mă trezesc noaptea datorită simptomelor de ASP și duc o viață perfect normală care îmi permite să-mi desfășor inclusiv activitate fizică și munca pe care trebuie să o desfășor, se cheamă că am un ASP controlat terapeutic prin medicația pe care o iau în mod cronic. De câte ori a trebuit să ajungă cineva la medic pentru a se asigura că, într-adevăr, totul este sub control și merge bine? Poate nu reușesc să recunosc unele dintre aceste semne sau poate le pun pe seama stresului sau a altor factori. Aici un rol important are, în afară de medicul specialist, îl are și medicul de familie care cunoaște cel mai bine pacientul și care, după ce a avut odată o schemă de tratament stabilită de către un medic specialist, poate că e cel mai în măsură să urmărească pacientul acela pe termen lung. Și de obicei pacientul, dacă are niște simptome care ridică suspiciun că ceva nu merge bine, el apelează medicul de familie care știe ce trebuie să facă, evaluează gravitatea sau negravitatea situației și știe cum să orienteze pacientul respectiv, îi dă el niște sfaturi cu care rezolvă problema sau consideră că trebuie să-l trimite la spital sau la o programare la medicul specialist. Altfel, în principiu, un pacient cu ASP se cam evaluează la 3 luni de zile și evaluează exact aceste simptome pe care le-am mai spus, numărul de pufuri pe care îl folosesc ca medicație de urgență, numărul de treziri nocturne, nivelul de activitate pe care pacientul îl poate face și simptomele acelea de tip respirație șuierătoare sau apăsare toracică sau tuse, de exemplu. Dacă există semne că treaba nu merge bine, sigur că pacientul este învățat să se adreseze încă o dată întâi medicului de familie, apoi medicului specialist, iar de când cu pandemia aceasta care deja de vreo 2 ani de zile ne cam supără, este foarte important ca medicul de specialist și medicul de familie să ofere pacientului un îndrumar în care să îi arate ce să facă într-o anumită situație, ca să-i dea chiar să-i dea realitatea unui confort și unei siguranțe a controlului bolii. Adică este un tabel în care este învățat să-și evalueze singur aceste simptome, ce să facă dacă simptomele acestea se înrăutățesc, când să sune mai departe,
când să solicite un consult la medicul specialist. Se cheamă un plan de tratament, care sigur era important ca pacientul să-l aibă și înainte de pandemie, dar a devenit din ce în ce mai important de când accesul pacienților, mai ales cu boli cronice, este limitat de, sau a fost cel puțin limitat până acum, sau oricum restrâns față de ceea ce era anterior de pandemia cu SARS-CoV-2. Deci planul de tratament pe care pacientul să-l aibă scris acasă, ca să știe cum să se descurce într-o anumită situație, e foarte, foarte important. Cum ar trebui în mod corect un pacient să se informeze? Mă gândesc că există site-urile dedicate, viața cu ASP.ro și ASP controlat.ro. Poate nu reușește de fiecare dată să ia legătura cu medicul. Care ar fi căile corecte prin care ar trebui să se informeze? Ar trebui în perioada asta să caute informațiile pe internet și în alte părți, în afara acestor site-uri care concentrează foarte bine informația și după aia să-și ia niște decizii în funcție de ce spun niște prieteni din experiența lor sau alții care postează comentarii pe diferite forumuri, grupuri de discuții? Este un subiect foarte sensibil. Într-adevăr, sursele de informare sunt extraordinar de importante. O sursă de informare care nu este validată sau nu este de încredere și câteodată este foarte greu pentru un pacient să verifice credibilitatea acestor surse, îl face ca fie să se abată de la tratament, fie să treacă la anumite tratamente naturiste sau să considere că tratamentul respectiv face mai mult rău decât bine și să abandoneze acest tratament. În acel plan scris de tratament există niște link-uri pe care pacientul le poate accesa către niște site-uri care oferă o informație validată. Unul dintre ele este site-ul pentru pacient al Societății Române de Pneumologie. Medicii de familie au un site dedicat în care există informații pentru pacientul cu boli obstructive respiratorii cronice și special pentru pacientul cu ASP. Și cred că întotdeauna, chiar dacă pacientul își ia informații și din alte surse, este bine dacă decide să facă o schimbare în schema terapeutică, să se consulte, dacă nu neapărat cu medicul specialist, măcar cu medicul de familie pentru a verifica oportunitatea acestei schimbări de tratament care să se facă la distanță de un consult medical. Cum ar trebui să se pregătească un pacient înainte de un consult? Cu ce informații ar trebui să vină la specialist? Păi, în primul rând să-și ia medicația la el, pentru că un alt element foarte important în controlul bolii astmatice este ca tehnica inhalatorie să fie bună. Să nu uităm că este o medicație care se ia pe hale inhalatorie, nu este o pastilă pe care o înghit cu puțină apă și care, indiferent de modul cum fac acest lucru, tot în stomac ajunge. O medicație inhalatorie, dacă nu se face o coordonare între momentul declanșării dispozitivului și al inspirului și ulterior nu se ține respirația timp de 5-10 secunde și apoi se face un expir după ce a fost ținută această respirație, pentru ca medicația odată ajunsă în plămân să se depună. Deci dacă tehnica inhalatorie nu este bună, atunci degeaba pacientul are senzația că își dă și chiar își dă cu pufurile respective, însă lipsa unui efect terapeutic nu este legat de lipsa ineficienței medicației sau a dozei medicației respective, ci a faptului că nu ajunge acolo unde trebuie. Deci trebuie să-și ia medicația cu dumnealui, pentru că la fiecare vizită medicul de familie sau medicul specialist trebuie să verifice tehnica inhalatorie. Dacă știe că urmează o explorare funcțională respiratorie, adică verificarea funcției pulmonare prin acea spirometrie, de obicei medicul specialist îi recomandă să nu ia medicația respectivă dacă conține o medicație broncodilatatorie pentru a nu falsifica un pic, ca să spun așa, rezultatul acelui test. Al doilea lucru, trebuie să vină cu un jurnal de simptome, dacă cumva a notat când a avut perioade de respirație mai grea, ce a constatat acesta și ce acțiune a luat. A luat o medicație suplimentară de ajutor, a luat antibiotic, poate câteodată. E o informație foarte utilă pentru medicul specialist și pentru medicul de familie pentru a evalua existența sau nu a acelor exacerbări. Și uite, acum că tot veni vorba, am uitat să spun că un nas controlat e un nas care nu face exacerbări. N-ar trebui să facă acele perioade de respirație foarte greoaie, să fie, sau dacă sunt, să fie cât mai rare, să fie mai puțin de 2 pe an aceste episoade de exacerbare, de agravare
asimptomelor. Asta arată că un astm este controlat, că acea inflamație cronică, care nu dispare niciodată, deocamdată nu e medicație care să vindece astmul, este ținută sub control de această medicație care este prescrisă. Am găsit ce aș mai dori să spun este că această medicație în astm este o medicație în trepte care ține cont exact de controlul acestor simptome. Deci medicația pe care un pacient și-o administrează ca nivel de doze se poate eșalona pe niște paliere care țin cont de severitatea acestei inflamații bronșice. Și pentru că discutăm în special de astmul ușor și moderat, întrucât s-a constatat că pacienții care au un astm controlat, cum ați spus foarte bine la începutul emisiunii, uită că mai au boala și uită să-și ia această medicație, s-a elaborat un protocol, ca să spun așa, agreat de tratament și validat prin studii clinice, în care în formele foarte ușoare de astm, cu simptome foarte rare, pacientul să nu mai trebuiască să folosească această medicație chiar în fiecare zi, ci să o utilizeze atunci când are simptome. Adică dacă am o formă foarte ușoară de astm, cu crize foarte rare, pot utiliza anumită medicație recomandată de către medic, care să includă acea medicație de tip corticosteroid, adică acea medicație antiinflamatorie pentru eozinofile, să o ia doar când are acele simptome. Și aceasta înseamnă că trebuie să ia această medicație antiinflamatorie împreună cu o medicație care produce bronhodilatație, care produce acea ușurare a simptomelor pacientului. Dacă eu am simptome, am astm și am aceste simptome doar de două ori pe lună, pot utiliza această medicație, dar care obligatoriu să includă și un tratament antiinflamator și un tratament broncodilatator. Există dispozitive care fac ca în același dispozitiv să există ambele medicații și să o iau doar când am simptome. Am doar de două ori săptămâna aceasta, iau această doar de două ori această medicație. Pleacă de la principiul că simptomele sunt de fapt fața de sus a icebergului pe care eu o văd ca expresia inflamației care există în bronșii și dacă am simptome, dau un tratament simptomatic, adică bronhodilatator, dacă acesta este cuplat cu un tratament antiinflamator, atunci eu mi-ameliorez simptomul de bronhodilatatorul și pentru că am și fratele lui medicația antiinflamatorie din același dispozitiv, domolesc și inflamația cu eozinofil. Am de două ori simptome, dau de două ori cu medicația antiinflamatorie. Și în acest sens pot să domolesc, să micșorez inflamația aceasta, care îmi va duce și la dispariția simptomelor. Acest lucru este valabil, terapia care să nu fie regulată dimineața și seara ca pentru formele mai severe, doar în formele ușoare de astm cu crize foarte rare. Domnule doctor Ștefan Dumitrache Rujinski, citeam o statistică referitoare la astmul necontrolat de această dată, că duce cel puțin la ospitalizare pe an pentru aproximativ jumătate dintre pacienții cu astm. Și atunci mă gândesc, dacă nu ții tratamentul, dacă nu cauți să-l ții sub control, ce riști de fapt? Care sunt riscurile pe care le implică această probabil neglijență, am putea să-i spunem? Este o întrebare foarte bună. Aceste spitalizări înseamnă de obicei o criză severă. Adică de obicei pacientul ajunge la spital, se constată în afara unor simptome care înseamnă tuse, acea respirație șuierătoare, se constată adesea și o saturație scăzută a oxigenului în sânge, adică un grad de insuficiență respiratorie, astfel încât medicul care a văzut pacientul, care evalua pacientul, consideră că nu poate fi tratat în siguranță la domiciliu, ci trebuie să-l interneze. Aceasta înseamnă o exacerbare severă. Și sigur că există un protocol de tratament al acestor exacerbări și exacerbările severe sunt pe diferite grade de severitate. Unii necesită internare în terapie intensivă și, din păcate, câteodată chiar intubație orotraheală, ventilație mecanică și uneori chiar deces. Adică, deși astmul ar fi o boală care, corect tratată, nu ar trebui să ducă nici la exacerbări severe și nici la deces, ele pot duce, aceste exacerbări pot duce la deces. Și chiar un lucru, iarăși un lucru foarte important, chiar formele ușoare de astm pot duce la exacerbări severe și chiar la deces. Adică tratamentul acestor forme, chiar dacă sunt ușoare de astm, este foarte important pentru a preveni aceste exacerbări. Sigur că în afara unui tratament
care trebuie să fie cel medicamentos recomandat de medic, trebuie să iau și celelalte măsuri care pot precipita o exacerbare, cum ar fi contactul cu un alergen care este cunoscut, de exemplu, cu părul de la pisică, cu polenul de graminee, cu polenul de plante, de pomi, de plop, de și așa mai departe. Deci să evit acest alergen atâta cât îmi stă în putință. Sau în perioada de înflorire a polenului care știu că îmi provoacă mie alergia respectivă, să intensific un pic tratamentul respectiv tocmai pentru a nu ajunge la această exacerbare. Al doilea lucru, să nu fumezi. Fumatul nu este doar legat de bronhopneumopatia obstructivă cronică, ci este și un factor de risc pentru lipsa de control al bolii în astmul bronșic. Deci, și asta îmi stă în putere să fac, să nu fumez, să evit factorii care îmi produc o anumită criză. Dacă știu că după un efort fac criză, există crize de astm care sunt induse de efort. Trebuie să știu că trebuie să iau o medicație broncodilatatoare anterior de efortul respectiv pentru a nu face criza respectivă. Deci sunt și alte măsuri care sunt de această dată specifice fiecărui tip de pacient, care în afară de medicația care este recomandată în general, îi stă în putință fiecărui pacient să le facă. Al doilea lucru, vaccinarea antigripală este foarte importantă la un pacient cu boală respiratorie cronică, pentru că adesea crizele de astm sunt induse de o infecție virală. Iar vă dați seama că o infecție de tip gripal la un pacient care are deja o boală pulmonară obstructivă cronică se va comporta mai sever decât la un pacient care nu are această boală. Vaccinarea anti-SARS-CoV-2 este foarte, foarte importantă, inclusiv la pacientul astmatic sau cu atât mai mult la pacientul astmatic sau cu altă boală respiratorie cronică sau cardiacă cronică sau cu alte comorbidități. Iar frica de reacții alergice, știți că astmul este, mai ales cel care este cu debut la vârste tinere, are o componentă alergică importantă. Însă s-a constatat că vaccinarea care se face în condiții de spital, în care pacientul este urmărit acele 15 minute sau, dacă are un istoric de alergii, 30 de minute, într-un mediu spitalicesc, nu s-a soldat cu reacții adverse importante sau care să se soldeze cu deces în urma vaccinării anti-SARS-CoV-2. Deci vaccinarea este indicată chiar la pacientul cu alergii. Și rețin de la dumneavoastră că până la urmă un astm, atâta timp cât este controlat, îi permite pacientului să aibă o viață la fel de normală ca o persoană sănătoasă. Absolut. Uită că este bolnav. Dar e capabil de performanțe la nivel mondial. Dar foarte important totuși să nu uite că este bolnav și să meargă la acele controle și să-și ia medicația. Medicația conform stadiului de boală pe care îl are. Exact. Iar în momentul în care are vreo neclaritate sau a auzit vreo discuție în grupul de prieteni, de cunoscuți, de membrii ai familiei legate de tratament și de momentul în care poate ar trebui să întrerupă tratamentul, ar trebui să se consulte înainte cu medicul să nu ia o asemenea decizie. Absolut. Sunt elementele care trebuie transmise și le-ați punctat foarte corect. Domnule doctor Ștefan Dumitrache Ruzhinski, mulțumesc foarte mult pentru că sunteți expertul nostru la Europa FM și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem ce înseamnă de fapt astmul controlat. Mulțumesc frumos pentru invitație și Doamne ajută să ne vedem cu bine și sănătoși și de aici încolo. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.